Nimic aș fi smerit pe vrăjmașilor, dar i-am lăsat pe ei după mintea lor și după izvodirile minților. Citiți în psalmi. Iată-l pe Dumnezeu cu reacția la mânie. Cum reacționează Dumnezeu când se mânie? La prima părere, pare că Iisus judecă sau osândește. Nu. Iisus pune o etichetă. Fățarnicilor. Deci vedeți ce expresie frumoasă i-a găsit. Noi o folosim astăzi cu termenul de vicleanule. Când îi spui la un om, bă, nu fii viclean. Iisus n-a vrut să fie aspru, dar i-a spus fățarnicule. Fățarnicilor. Și iată ne dă răspunsul care vi l-am spus eu adineauri. Fiecare dintre voi dezleagă oare sâmbăta bou sau asinul și se duce să-l adape? Deci dacă de animalul de povară de care ai nevoie și îți câștigi pâinea, te ocupi. De ce nu te-ai ocupat de un om care e chipul și asemănarea ta? Noi mai întâlnim în Ierusalim această nepăsare mustrată de Iisus, unii o cred ca o virtute, mi-a și plăcut, de fapt e ideea fiecăruia. Fiecare tâlcuiește și trăiește Evanghelia cum o simte el, bine, în litera Scripturii și a Sfinților Părinți. Punctul ăsta de vedere, însă eu l-am împărtășit din punctul meu de vedere, așa mi s-a părut că l-a interpretat Iisus. De 38 de ani aștept și când se tulbură apa, mă refer la slăbănogul de la Vitezda, și altul sare înaintea mea și se vindecă, iar eu stau și aștept aici. N-am om să mă arunce. Deci ce descoperă Iisus în mijlocul Ierusalimului, lângă cetatea de jertfă, unde se făceau minuni? Oameni lipsiți de suflet și de inimă față de semenii lor, să te uiți de 38 de ani, adică de 4 decenii, la un slăbănog care, propriu zis, de acum cred că făcea decorul acelui loc, pe rogojina lui, cu lemnele după el și paralizat, poate murdar, mirosind, v-am spus și altă dată, nu era bai, nu era spray, nu era oriflame, nu era deodor de ăsta, de dat deodorizant, vă dați seama cum mirosea după un om paralizat, stând în soarele Ierusalimului, în transpirație. Și totuși nimeni nu punea piciorul să-l îmbrâncească, să se ducă în apă și el să se vindece, ci sărea altul mai sănătos, negândindu-se la suferința lui. Și ce scoate în evidență Iisus prezentând acest slăbănog? Unii spun că răbdare, alții că veteranul așteptării. Nu! Omul e responsabil în fața durerii lui de împăcarea cu Dumnezeu. Pentru că Evanghelia ne prezintă înainte un act foarte sensibil. Din când în când, sau folosește termenul, din vreme în vreme un înger tulbura apa. Adică nu tulbura azi la 10, mâine la 10, poi mâine la 10, răspoi mâine la 10. Că așa ar fi stat toți la 10 și vă dați seama ce era în jurul scăldătorii. Nu! Ei se luau cu cele lumești din nou. Ce fac oamenii în fiecare miercuri? Aici la noi, în cetatea Iașului. Vin la maslu și la dezlegări, da? Îl găsesc pe preot care le face maslu, îl găsesc pe preot care le citesc, îl găsesc pe preotul care le spovedește, care le dă un canonaș și ei în inerția lor, ei știu, măi, mă duc la rugăciune. Dar ei vin cu un scop. Și ce spun? Măi, trebuie să-mi ajute Dumnezeu să mă vindec. Trebuie să-mi ajute Dumnezeu să rezolv. Trebuie să izbăvesc. Și atunci ce face? Se împărtășește, se roagă, se spovedește, se străduiește, se bagă în față, își pune un de lemn, vine sub epitrafir, vine la dezlegare, deci se zbate, se străduiește. Nu! Oamenii care erau la scăldătoare stăteau în acea nepăsare universală pe care o avem noi toți. Ei, las că nu-i mâine sfârșitul lumii. Ei, las, dar ce dacă mă ispovedi postul viitor, se întâmplă ceva? Nu mai postesc acum. Ei, am chiar și în tătă ziua să te rogi. Ei, dar în tătă miercurea să mănânci de post. Ei, dar chiar să citești psaltirea în fiecare zi.
Deci sunt scuzele noastre zilnice cu care noi ne amăgim eu-ul nostru și nu-l obosim, adică nu-i dăm cele două omcești. Mai așteaptă, băi, lasă, dar ce tot grăbești așa, ce, dar tot trebuie să mori într-o zi. Ce face toată lumea, faci și tu. Sigur că da. Vom merge iad cu hurta, din lene, nu din neștiință sau din lipsă de șanse de mântuire. Și iată-l pe slăbănou care de acum să lua săracul de-o grijă, că bănuiesc că plătea și el pe cineva. Bă, stai și tu o zi, două aici cu mine, poate să tulbura apa, să mă împingi. Dacă trecea două zile și nu se tulbura, ăla spunea, băi, plec, am treabă. Nu vei stau să te sprijin tine aici, să mă pierd timpul, mă, cam altceva de făcut. Și taman când nici nu s-a aștepta nimeni, apa iar se tulbura, cum o vedea unul fâlfâind pac care era pe acolo, sărea apă. Dacă el ar fi stat la marginea apei tot timpul acolo, chinuit, chiar pe buza scăldătorii, și apa s-ar fi tulburat, numai să prăvălea. Dar nu era vorba de trezvie, era vorba de așteptare. E, las că a fi și rândul meu. Că așa spunem și noi. E, las, când mi-a venit rândul mie, sau cum este acea expresie. Nu, dați-mă gheazmă mare, că nu mă supăr. Păi zic, dar așa gheazmă mare e sfințită cu Duhul Sfânt. E, bine, atunci dați-mă gheazmă mică. Păi zic, bă, dar așa e cu Duhul Sfânt. Bine, atunci e o anafură. Adică parcă ea nu-i tot cu Duhul Sfânt sfințită. Adică este nepăsarea aceea sufletească de tot ce îți poate oferi Dumnezeu și din comoditate nu ți-ar trebui. Ei, cam aici se oprește problema lui Dumnezeu când îl mustră pe acest fariseu, pe acest mai mare al sinagogii. Băiatule, coboară garda jos, că de filozofi raționaliști nu duce lipsă Vechiul Testament. Probabil așa i s-ar fi adresat. Sau nu putea Iisus să zică, fă și tu o minune ca mine, pentru că era prea smerit, că era Fiul lui Dumnezeu. Dar i-a demonstrat că este absurd la realitatea spirituală și este legist la realitatea abstractă. Știi cum se întâmplă asta? Părinte, dar eu am postit tot postul fără un de lemn, nu mă împărtășiți? Păi da, ai fumat. Și ce e așa de important dacă am fumat? Dar am postit tot postul. Ai postit tot postul, dar ai făcut și una rea. Și atunci nu pot să te împărtășesc. Părinte, eu am citit în fiecare zi rugăciune, dar n-am postit. Păi zic, n-ai postit, nu poți să te împărtășești. Da, da, am citit rugăciune. Păi ai citit rugăciune, dar n-ai citit să-ți vină Duhul de post, ai citit să-ți vină Duhul de mâncat de dulce. Ține măcar o săptămână să te pot împărtăși. Nu pot, mi-a zis doctorul că-s bolnav. Dar de ce ești bolnav? Ești bolnav din lăcomia mâncării, care în momentul în care ai experimentat-o printr-o săptămână de post, vezi că vine sănătatea. Deci am așa făcea și ăsta. El era predat legea în sinagogă, era cunoscătorul legii. Știți că mai avem noi un îndreptător de lege care întreba cine e aproapele meu după ce era de ani de zile îndreptătorul legii. Păi cum predai tu legea Vechiului Testament când tu nu faci diferența între semen și aproapele? Păi aproapele meu este oricine care e chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar în conceptul modern aproapele meu este cel care îi pot face un bine permanent. Și fie că mă va ține minte sau nu, că recunoștința cu răsplătirea se întâlnesc greu, dar poate fi și aproape meu care îi pot face un rău și mă poate ține minte și nu-i bine și eu trebuie să mă împac cu el pe cale până ce duc darul la altar să nu rămân cu meteahna în suflet. Deci oricine ar fi aproapele meu, eu nu pot să-i fac rău. Deci trebuie să-i fac binele. Ei, Iisus vorbește de acest bine față de acest al sinagogii care s-a văzut lezat ca mai mare al sinagogii și cunoscător al legii, înfruntat de Iisus din Nazaretul Galilei, care vine și face minuni la el în biserică, ca și cum aș duce, să dau o pildă, eu undeva la cineva la Masluș, să vindecă cineva și preotul de acolo zice, păi dar nu, dar rugăciunea mea a vindecat-o. Și eu să spun, nu, domnule, a mea rugăciunea a vindecat-o. Nu, domnule, puterea Duhului Sfânt a vindecat-o. Că Iisus nu i-a zis, vino să te fac sănătoasă. Fiică, ești dezlegată de toată neputința ta. Cine este acesta care poate și ierta și dezlega păcatele? Și Iisus Hristos le spune fariseilor și cărturarilor, nu
Cugetați cele rele în inimile voastre. Numai Fiul omului are putere să ierte și să dezlege păcatele. Deci Lui să ne încredințăm. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. V-am mai repetat o dată. Și iată ce răspuns îi dă Iisus Hristos de data aceasta fariseului după Scriptură. Și aceasta este fica lui Avraam. A fost legată de satana, iată, de 18 ani. Și acum te întreb pe tine, fariseu al legii, asta e de la mine, se cuvinea să fie dezlegată în ziua sâmbetei de această legătură? Adică dacă un om este muncit de satana, nu-l dezlege azi că-i sâmbătă? Îl lași pe altă dată? Nu. Binele este timp divin, timp dumnezeesc. Actul de facere de bine, actul de milostenie, actul de filantropie, actul de iubire, actul de clemență, actul de dragoste, actul de iertare, actul de îngăduință, actul de toleranță, actul de părere de rău, de lăcrimare, orice gest am face noi cât de mic, înaintea lui Dumnezeu, este act divin, pentru că pleacă din inimă, care e casa sufletului, din templul trupului. Deci în momentul când am făcut cel mai mic gest de bine, Dumnezeu îl scrie în Cartea Vieții, indiferent de timp și de vreme. Și o să întrebați de ce. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia 3, ne explică că după odihna trupească, ieșirea din păcat, urmează contemplația naturală în Duh, adică cunoașterea mistică al Dumnezeu, ce v-am spus eu la începutul predicii, și ultima și cea mai înaltă treaptă este odihna duhovnicească, când Duhul Sfânt vine peste tine și cum avem cei trei mari mărturisitori. Grigore Teologul, pentru tine, Doamne, trăiesc, cânt și exist. Apostolul Pavel, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și iarăși Apostolul Pavel, care vine și spune o chestiune excepțională. M-am făcut tuturor toate ca să-i fac pe toți una în Hristos. Cu Elinul m-am făcut Elin, cu robul m-am făcut rob, cu slobotul m-am făcut slobot. Deci Pavel s-a dat după fiecare în așa fel să-l poată atrage spre calea de mântuire. Deci asta este ținta. Hristos s-a coborât la nivelul acestei femei suferinde, mergând pe următorul principiu. Și asta este principiul pe care l-am auzit, v-am spus și altă dată, la Marele Cărturar, Mitropolitul Antonie Plămădeală, care atunci când a fost întrebat cum face el judecăți, a răspuns cu acest cuvânt, simplu. De câte ori am judecat o cauză, m-am uitat la stresul și la frica celui din fața mea care trebuie judecat. N-am spus nimănui nimic. L-am privit, l-am analizat, m-am uitat la intenția lui de bine sau de rău, am vrut să văd dacă păcatul sau greșeala este premeditată sau din întâmplare, din neputință, din eroare, din orice conjunctură. Apoi m-am pus în locul lui și mi-am dat sentința mie. Ce aș fi vrut eu să aud, aceea i-am dat eu lui. Ei, Iisus s-a pus în postura acestei femei suferinde, care gârbovită, poate ați văzut și pe aici vreodată vreo băbuță din asta trecută de vârstă, care vine și stă la slujbă. Și ce face unul din respect? Îi ține mâna, îi dă o strană, îi dă un pahar cu apă, o conduce de braț până la mașină, o duce de braț până la împărtășanie în fața Sfintelor Ruși. Deci oricine îi oferă un gest de iubire. Și Iisus a simțit nevoia față de creația sa să facă un gest de iubire. Ori de câte ori putem face un gest de iubire cu cineva care s-a cocoșat de greutăți, de necazuri, de probleme, de scârme, de supărări, de orice... Noi nu știm diversitatea lumii acestea cât e de murdară, dar în orice context poți să sprijini pe cineva în căderea lui și să-l lași
să stea, nu să cadă, și îl sprijin să nu cadă sau îl ridici să nu se prăbușească, că așa spune, m-au împins să cad și Domnul m-a sprijinit. Așa spune psalmistul. În clipa aceea ești asemenea cu Dumnezeu. De-aia e foarte greu să vii la biserică, că te costă bani lumânarea și pomelnicul și liturghia și se îmbogățește preotul. Dar dacă faci un bine gratis, care nu costă nici bani, nu costă nici parale, nici colaci, nici colivă, nici făină, nici ulei, nici nimic, atunci poți să te îmbogățești în Dumnezeu făcând gesturi mărinimoase. Sprijinind un bătrân, dându-i un loc în autobuz, dându-i un medicament dacă îl doare capul, dându-i o pâine dacă e foame, și le dai direct lui Dumnezeu. Nu le mai dai preotului ca să nu cază în cârtire și judecată că el s-a îmbogățit și tu ai sărăcit. Asta n-am bătut-o ca aluzie, ci v-am spus-o ca mod la care acest mai mare al sinagogii a crezut că Iisus, de fapt, vine să-și facă turmă și discipoli și face o minune tocmai în biserica lui să-i fure credincioșii. Credincioșii nu sunt ai noștri. Credincioșii sunt al lui Dumnezeu. Niciun credincios nu spune sara la rugăciune altfel decât Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-mi pe mine păcătosul. Încă nu ne închinăm la oameni, la idoli și la pietre. După ce a spus Iisus aceste cuvinte, și că s-au rușinat toți care erau împotriva lui. Vedeți ce frumos folosește Iisus expresia? Putea să spun așa, și mai marile sinagogii s-au rușinat. Nu. N-a vrut să jicnească Iisus o față bisericească a vremii lui, adică un mai mare al sinagogii, un rabin, care era investit cu puterea levitică de a preda legea, de a învăța cuvântul și n-a vrut să-l dezonoreze înaintea oamenilor. Nu. A folosit la modul general. S-au rușinat cei ce aveau ceva împotriva lui. Vedeți ce frumos? Cei? Nu știm cine sunt. Cei? Dar știm că ei s-au rușinat. Adică dacă reușim din greșelile noastre când suntem corectați ori în public, ori aluziv, ori direct, ori indirect, ori pe față, ori tangențial și noi reușim să ne trezim un pic în conștiință și să ne corectăm, este o mare virtute. Și aceasta este o trăsătură a acestei Evanghelii de azi. Și ultima expresie, spune așa. Și toată mulțimea se bucura de faptele săvârșite de el. Fără cuvinte. Cine nu se bucură de Evanghelia lui Iisus Hristos? Cine nu se bucură de darul Evangheliei și de lucrarea ei și de puterea ei și de Duhul Sfânt și de lucrarea Sfintei Treimii în lume și de puterea celor șapte taine din biserică? Și cine nu se bucură mai ales când este întreg, frumos, sănătos, cu putere, cu credință, cu înțelepciune, cu har și cu binecuvântare de la Dumnezeu. Toți ne dorim să fim binecuvântați de Dumnezeu, toți ne dorim să avem mâinile puse peste noi de Dumnezeu și toți ne dorim ca Hristos să ne vadă și să ne cheme. Și ne cheamă. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă învăța pe voi, zice psalmistul David. Hristos spune altfel, veniți binecuvântați Tatălui meu să moșteniți împărăția cea gătită vouă, veniți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi, și mai are și o expresie, că mai sunt și copii, nu numai adulți, că așa se spune că nu contează credința copiilor, dar se pare că contează la Hristos. Lăsați copiii să vină la mine, ca lor este împărăția cerurilor. Nu mai așteptați voi să ajungă mari și să-i botezați când vreți voi. Lăsați-i să vină de mici, că eu intru în ei și știu ce caut la ei, nu trebuie să-mi spuneți voi. Inocența, rușinea, pudicitatea, fecioria, roșeața obrazului, smerenia, îngăduința, nerăutatea sunt virtuți îngerești
semănate în pruncii oamenilor pe pământ, în care Dumnezeu se odihnește, că dacă s-ar fi născut, putea și el să fie vreun George cel viteaz, vreun Ștefan cel mare, vreun Alexandru Macedon, călare pe vreun cal puternic sau călare pe cine știe ce inoroc, nu. A venit blând și smerit pe mânzula sinei, a venit în iesle, pe paie, încălzit de botul vitelor, din pântece de fecioară săracă, la 15 de ani, huiduită din casa de oaspeți și trimisă într-un graj de vite, și a venit în brațele unei fecioare chip de prunc luând, pentru că iubește copiii și vrea ca unora ca acestora să fie împărăția cerului. Iar când a fost să binecuvinteze împărăția lui Dumnezeu la începutul creștinismului după botez, să nu uităm, după ce s-a tăiat împrejur, că primii care au umplut împărăția lui Dumnezeu n-au fost prorocii și apostolii sau alți mari discipoli ai Vechiului Testament și învățători, ci au fost cei 14.000 de prunci uciși de Irod, care au scăldat cu sângele lor țara lui Israel, așa cum spune Scriptura, că Rahil plânge pe fiii săi pierduți, țipăt și plângere s-au auzit în Rama, și totuși aceștia sunt prima oaste cerească care îl întâmpină pe Iisus ca prunc la tronul lui Dumnezeu. Pruncii mucenici uciși de Irod, scăldați în propriul lor sânge. De ce v-am explicat această Evanghelie pândelete azi în modul acesta? Pentru că avem încă postul la dispoziție și putem să ne facem prunci cu inima, prunci cu gândirea, prunci cu trăirea, prunci cu nerăutatea, prunci cu sfințenia, prunci cu împărtășirea, prunci cu viața și prunci cu faptele. Amin și Doamne ajută! Să trăiți, să rămână!